Cu aproape două luni înainte de startul campionatului Ligii Naționale de Handbal Feminin, ediția 2014-2015, la București a avut loc tragerea la sorți a programului meciurilor din cele 13 etape ale turului. În ceea ce îi privește pe suporterii hunedoreni, sorții au stabilit ca CSM Cetate Deva să debuteze în noul sezon pe teren propriu, urmând a avea parte de un adversar cât se poate de facil. Pe 31 august, când va începe noua ediție de campionat, CSM Cetate Deva va juca în compania Universității Neptun Constanța. Cel mai greu meci al turului pentru Cetate va fi în etapa a treia, pe 7 septembrie, când la Deva va veni campioana și câștigătoarea Cupei României HCM Baia Mare. Programul primei etape din Liga Națională la handbal feminin, care se va disputa duminică 31 august 2014, este următorul: Dunărea Brăila, Mureșul Târgu Mureș, HC Zalău, CSM București, Unirea Slobozia, HCM Râmnicu Vâlcea, Ujolidon Cluj, HCM Roman, SCM Craiova, HCM Baia Mare, CSM Ploiești, Corona Brașov și CSM Cetate Deva, Universitatea Neptun Constanța. Viitorul campionat al Ligii Naționale Feminine de Handbal se va disputa în 14 echipe cu play-off și play-out. Formațiile nou promovate sunt Mureșul Târgu Mureș și Unirea Slobozia. Noul sezon începe pe 27 august cu Supercupa României. Turul se va încheia la 16 noiembrie, iar returul se va disputa în perioada 11 ianuarie-23 aprilie 2015. Play-off-ul și play-out-ul programează partide în luna mai. Finala campionatului se va disputa în sistemul cel mai bun din 3 meciuri, în 22, 26 și 28 mai 2015. Cupa României la feminin programează partide în 18 februarie 2015, turul 1, 25 februarie, turul 2 și 25-26 aprilie, turneul Final Four.